Sindromul de tunel carpian este o tulburare cauzată de compresia nervului median la nivelul încheieturii mâinii. Aici, nervul median traversează un tunel numit tunel carpian. Acest tunel carpian este o structură îngustă, alcătuită din oasele carpului și ligamente. Alături de nervul median mai sunt alte 9 tendoane care traversează tunelul carpian. Ele sunt cele care fac legătura între mușchi din antebraț și degete. În momentul în care se produce compresia nervului median, se declanșează diverse efecte precum furnicături, amorțeli sau dureri pe un teritoriu specific cuprins între degetul mare și cel inelar. De ce apare compresia nervului median? Putem enumera o serie de factori care pot declanșa compresia nervului median. Tunel îngust congenital, supra-solicitări repetate ale mâinii, o inflamație de vecinătate, un edem, o fractură de vecinătate, o lovitură puternică în zonă, în sarcină, diabet sau hipotiroidism. Toate acestea provoacă edem cu creșterea lichidului interstițial în zonă. Astfel, tunelul carpian devine neîncăpător, iar nervul este primul care resimte creșterea presiunii în canal. Imediat, pacientul începe să resimtă anumite simptome. Primele care apar sunt furnicăturile și amorțelile. Ulterior, se instalează și imposibilitatea efectuării mișcărilor fine, tendința de scuturare a mâinii în mod repetat, dureri în mâini pe timpul nopții și nesiguranța în mânuirea obiectelor. Ce se întâmplă de fapt cu un nerv sub presiune? Un nerv sub presiune ajunge în ischemie, se demielinizează și se fibrozează. Toate acestea au ca rezultat încetinirea și ulterior stoparea funcției de conducere a impulsului electric. De cele mai multe ori sunt afectate ambele mâini. Diagnosticul se pune luând în considerare mai multe aspecte: istoricul bolii, rezultatul testelor clinice, testul Fallen, testul Durkan și testul Tinel. Electrodiagnostic, efectuarea unor studii de conducere nervoasă. Tratamentul poate fi conservator, dar doar în stadii incipiente, și chirurgical, cu eliberarea nervului din strâmtoare. În stadii avansate sunt necesare manevre specifice pe nerv. Acestea sunt obligatorii pentru a evita recidiva. Cicatricea după intervenția cu tehnică mini-invazivă pe care o recomand este aproape invizibilă. În concluzie, putem spune că simptomele de furnicături și amorțeli în primele 4 degete ale mâinii sunt specifice sindromului de tunel carpian, iar acest lucru este un semnal de alarmă. Tratamentul cel mai eficient este eliberarea nervului prin secționarea chirurgicală a retinacului flexorilor. Recuperarea este relativ rapidă și depinde de stadiu. În stadiile incipiente, recuperarea este imediată.